Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi voi desena ceva specific de vară, o bucățică de pepene și nu orice fel de pepene, un pepene kawaii, drăgălaș, simpatic. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like, să-l zdrobiți, să-l zmeșuiți. De asemenea, în caz de nu ați făcut-o, să vă abonați la canalul meu de desen, desenez destul de des, o dată pe zi, la câteva zile. În ultimul timp nu prea am postat pentru că nu prea am avut timp, dar acum am terminat ce aveam de făcut. Și sunt liber și voi reveni la programul meu de postat cam în fiecare zi câte un desen. Așa. Dacă aveți prieteni care știți că ar fi interesați de videoclipurile mele, puteți distribui. Mă ajută foarte, foarte mult. Și dacă aveți întrebări, păreri, sugestii sau vreți să îmi spuneți, nu știu, ceva despre cum a ieșit această bucățică de pepenaș kawaii, îmi puteți scrie în comentariile de mai jos. Am plecat de fiecare dată, desenul va fi împărțit în 3 părți. Prima parte va fi schița, o să o fac în creion. A doua parte o să fie conturatul, când am terminat schița, cu un liner permanent de la Micron, folosesc eu, apoi puteți folosi orice carioca, pic cu gel negru sau ce aveți la îndemână. O să trasez cu grijă și foarte, foarte încet conturul. Iar la final, după ce am trasat conturul, am stat un pic să usuce, am șters cu guma și am apucat să colorez. Eu voi colora cu marcări pe bază de alcool, dar voi puteți folosi ce aveți la îndemână. Bun. Cum am spus, prima parte este conturul, este partea probabil de bază, ca și formă. Trebuie să știți ce vreți să desenați, ori aveți o imagine de referință, ori pur și simplu vă dați seama desenând ce vreți să desenați, dacă e ceva din capul vostru. Dar ideea este că cu creionul putem, avem libertate, putem experimenta, putem încerca, putem face ochiul mai jos, ochiul mai sus, gura mai mare, gura mai mică, la modul că ștergem, facem. Putem încerca de mai multe ori până când proporția, până când cum așezăm elementele, ne place la un moment dat cum sunt redate ele. Este destul de important să... Bine, eu vă sugerez întotdeauna să desenați întotdeauna cu schița, adică nu, să nu sări schița. Iar ca și sfat mai departe, pentru conturat, este în afară de faptul să nu vă grăbiți, să trasați liniuțele cu grijă și cu atenție, este să aveți răbdare după ce ați trasat o conturul, să se usuce un pic, să nu încercați direct să ștergeți cu guma, că e posibil să luați din negru. De asemenea, ați putea face să ștergeți superficial toată schița și apoi să mai vadă un pic și să conturați peste schița ștersă superficial. O să fac la un moment dat și în acest mod un video 2, 3, 4, 7 la un moment dat. Sper să nu uit. Iar la colorat, eu voi colora cu marcare pe bază de alcool și cu... Cred că voi folosi și niște creioane colorate, nu știu sigur, dacă nu decât marcare. Marcările pas de alcool sunt un pic mai scumpicele, sunt niște marcări profesionale, dar nu înseamnă că nu puteți să folosiți carioși normale, marcări normale, bază de apă sau creioane colorate. Dar, dacă vreți să faceți umbre și chestii de genul ăsta, eu o să vă arăt cum se fac. Când ajung la colorat, o să vă arăt cum o să umbresc pepenașul nostru în partea dreaptă, o să-i fac umbra, partea dreaptă jos, în partea dreaptă lateral. Dar, dacă nu aveți creioane colorate, aveți carioci, v-a sugera să nu umbriți. Doar să încercați să-l colorați atât, pentru că e posibil să vă găurească foaia. Bun. Cam atât am vrut să vă spun. O să continui să desenez. Sper să desenați pe cu mine. Este un desenuț foarte, foarte drăgălaș. Îmi face mare plăcere să-l desenez. Mai ales că e o bucată de pepene, care eu sunt mare fan pepene. Îmi puteți spune în comentarii dacă și voi sunteți fan pepene sau dacă nu, ce alte fructe vă plac și ați dori, dacă se poate, să le desenez. O să vă urez polul desenat în continuare. Dacă cumva e prea mare viteza sau o ia înainte videoclipul față de unde sunteți voi cu desenul, puteți pune într-o una pauză sau puteți da înapoi, un pic ca să ajungeți la momentul la care sunteți. Eu, de exemplu, acest desen mi-a luat undeva la vreo 20 și ceva de minuțele să desenez, dar l-am mai redus pentru că nu vreau să fac un videoclip
lung și plictisitor, încerc să comprim și să pun o viteză care să fie decentă de urmărit. Mai ales în partea a doua am mărit viteza, în partea cu coloratul, pentru că de colorat poate voi nu vreți să colorați cum am colorat eu, poate vreți să colorați altfel și decât ăla să vă arăt ideea de bază cum am făcut și ce am făcut cu umbrele și cu luminile. Bun, atât am vrut să vă spun, vă urez spor la desenat în continuare, spor la desenat și mie în continuare, pentru că mai am un pic din acest drăgălaș pepenaș. Și nu uitați să apăsați butonașul de like, share, subscribe dacă nu ați făcut-o, plus clopoțelul de notificări. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentarii mai jos, îmi spuneți cum v-a ieșit pepenașul, ce anume ați vrea să mai vedeți desenat. Eu o să fac tot posibilul, dar trebuie să vă dați seama că am sute de propuneri de desene și desene și eu ce apare mai des sau chestii de genul ăsta. Nu pot să desenez tot. Poate la un moment dat o să ajung la 10 și nu cred. Este imposibil pentru că voi din ce în ce mai mult vă adunați, din ce în ce mai mult îmi vedeți videoclipurile, din ce în ce mai mult îmi dați sugestii. Efectiv, mi-este imposibil. N-aș putea să desenez. La momentul de față am probabil peste 500 de sugestii. Din câte știu așa, dacă nu chiar mai multe. Vă dați seama că mi-e imposibil. Până fac eu 500 de sugestii în 500 de zile, dacă fac un videoclip pe zi, de exemplu, mai primesc încă 20.000. Deci n-am nicio șansă. Dar care se repetă și care sunt foarte cerute și foarte populare în rândul vostru, o să le desenez. Bun, haideți că m-am luat cu vorba. Vă urez în continuare spor la desenat, vizionare plăcută și ne vom revedea cu un nou tutorial și mâine. Pa, pa!